De 2 ani o promite. N-a făcut nimic. A promis 10 miliarde de euro investiții. A promis. De 2 ani n-a făcut nimic. Ticăloșia guvernului Ponta atinge astăzi limitele ridicolului. Vrea să ne convingă că el are dreptul, vezi, Doamne, să legalizeze traseismul politic. Cu o lege, cu o ordonanță de urgență mai întâi, care să legalizeze această ticăloșie a traseismului politic pentru 10 zile. În ce țară democratică ați mai văzut lege aplicată pentru 10 zile? Țara nimănui. Țara nimănui, zice cineva din sală. Ponta nu doar vrea să fure alegerile, Ponta pierde alegerile cu votul dumneavoastră, cu votul tuturor românilor care nu vor să accepte ticăloșia PSD. Argumentul pe care se așează guvernul PSD, cum că aveți, Doamne, și PDL și PNL au adoptat o lege similară, este o minciună ordinară. În anul 2006, guvernul PD și PNL au adoptat o lege pentru stoparea traseismului politic. Acea lege, cu aplicare pe termen lung, avea o perioadă tranzitorie de 45 de zile pentru a decide aleșii locali unde și în ce barcă politică rămân. Așa se croiește o lege. Surpriză! PSD a votat această lege în Parlamentul României. Ticăloșia PSD nu are nicio limită. Și acum imaginați-vă, tirania lui Ponta în fruntea țării este suficient ca noi toți să ieșim la vot și să sancționăm ticăloșia guvernului USD. Iar pe Ponta să-l lăsăm să mănânce popcorn, că asta știe să facă.